În clipa în care am venit la al doilea interviu, am avut plăcerea să discut cu unul din primii angajați ai profesorului Pala de aici și el mi-a spus că a fost foarte prietenos cu mine. Unul din decanii școlii de medicină a confesat că a fost elevă de-a profesorului Palade și amintea vocea ținută a lui, care erau cumva remarcabile.